cercetat și de analiză. Pentru că, operând în piața muncii, reprezentând adulți, reprezentând lucrători, ești de multe ori pus în tot felul de ipostaze. De cele mai multe ori trebuie să intervii și să încerci să însănătoșești un organism bolnav. De regulă, pe zona asta operă. Când zic organism bolnav, nu mă refer la o ființă umană, mă refer la firme, mă refer la instituții, acolo unde reprezentăm lucrările. Și pentru că, la fel ca și în medicină, dacă ai un diagnostic corect, poți să vii cu un tratament adecvat, a trebuit să dezvoltăm această zonă de cercetare și analiză. Evident, cercetările și analizele noastre au vizat în principal piața muncii, zona în care operează lucrătorii în forță de muncă.